Așa, da, dragilor, ne aflăm în perioada testelor acestora. Copiii sunt foarte tare prinși în tot felul de concursuri. Și iată pe Teodora, care ne vorbește ceva despre subiectul care l-a avut ea astăzi la clasa a doua. Da? Clasa a doua. Teodora, nu mă interesează decât subiectul acela care ți-a dat ții mai bătaie de cap, care a fost mai dificil. Te rog. Pe ziua ei, Maria a adus la școală 3 cutii, a câte 9 bomboane, fiecare. Deci, aduce 3 cutii, 1, 2, 3, 3 cutii cu bomboane, în fiecare cutie câte? 9. 9, 9, 9, 9, da. Câte bomboane i-au rămas după ce i-a servit pe cei 24 de colegi? Da. Deci după ce îi servește pe copii, sunt în clasă câți copii, spune problema? 24. Deci, practic servește pe cei 24 colegi. Da? 24 colegi. Cu câte bomboane se mai duce acasă? Cum ai încercat tu? Cum ai gândit problema? În ce a constat dificultatea ta? De ce? Ai zis cum ai făcut. Da. Vorbește. Cum ai gândit tu problema? Am făcut 9 plus 9 plus 9. Foarte tare, corect. Deci ai aflat suma totală. Că dacă în fiecare cutie sunt câte 9, nu? Nu, am făcut 24 minus paranteză, 9 minus 3. 9 minus 3. De ce 3, 9 minus 3? Că ai gândit 3 cutii, nu? Dar crezi că este bine așa? 9 minus 3 nu e bine. Trebuia să afli întâi toate bomboanele din cele 3 cutii. Și cum ai zis prima dată, notăm cu IS, hai să zicem cu S sau cu ce vrei tu, suma tuturor, S egal cu 9 plus 9 plus 9. Și oare cât faci? 9 plus 9 plus 9? 18, zici bine. Și încă o dată 9. Lui 18, ca să mai punem un 9. 8, da. Nu trebuie să numeri, hai să spun cum se face, un secret. Mă urmărești? Vezi, 9 și 9 fac 18, da? Da. 18. Lui 18 mai trebuie un 2 ca să facă 10. Și luăm de aici. Da? Deci luăm pe 2-ul de aici și completăm aici. 18 și cu 2 cât face? 20. 20. Dar aici a rămas numai un 7. Că dacă l-am luat din 9 pe 2, a rămas un 7. Și la 20 plus 7 asta, 27. Nu trebuie să spui 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este greu. Trebuie să îi descoperi șmecherii. Atenție cum am făcut eu. 9 plus 9 a zis că fac 18, da? Da. Și acum a zis, măi, la 18, lui 8 ăsta câte ar mai trebui până la 20? Un 2. De unde să-l iau? Din 9. Și am luat din 9, l-am pus lângă 8, am făcut 20, dar acolo nu mai răbați 9. Am luat 2. Pe 2. Și am luat 7. 7 la celălalt. Lipim acum la 20 și fac 27. Deci iată cât de frumos este, da? 27. Da? Deci, în total, câte bomboane sunt? 27. Și dacă în total sunt 27 și servești pe 24 de copii, 27. Sigur că da. Restul care rămân sunt acestea. Restul înseamnă 27 minus 24 și egal cu? Egal cu 3. Cu 3. 3 bomboane. Cu asta, cu doar 3 bomboane, se duce acasă Maria. Când ai zis minus 9 minus 3, n-a avut logică. 3 acela ce însemna? Din cauza că sunt 3 cutii, nu se leagă. Așadar, dragilor, ne aflăm în etapa în care învățătorii au mare obligație să le formeze, imediat, să le formeze un mod de a gândi corect
Și nu faptul că dăm niște răspunsuri la întâmplare. Uneori chiar le ghicim și credem că am făcut un lucru bun. Nu. Ci trebuie să avem grijă să dăm răspunsuri care să însemne ce învățătorii și învățătoarele spun asta, să aibă grijă să însemne elaborarea unui raționament. Gândirea să funcționeze perfect. Te rog, următoarea problemă. O gospodină cumpere de la piață două pungi a câte 5 kg de mere. Două pungi. Uite cum fac eu. Totdeauna fac desert. O pungă, așa o semnifică, o pungă. Și încă o pungă. Două pungi a câte? A câte 5 kg de mere. 5 kg aici și 5 kg aici. Pungi, câte 2 kg de pere. Mai cumpără 3 pungi lângă asta. Alte 3 pungi, una. Niciodată n-am făcut desene. De acum așa am spus. Neapărat! Ochiul ei trebuie să participe. Da. Nu. Filmele mele au calitatea asta. Că dacă aș începe să povestesc ceva și să iasă, mă urmărească, nimic nu se înțelege. Deci tot timp... Iată că mă adresez acum cu ocazia asta și părinților, bunicii care îi urmăresc și ajute copiii. Trebuie făcut așa. Iată, îi spuneați câte? Trei pungi. Nu de aceeași mărime. Mai mari, mai mici. Nu știu. I-am spus și eu trei pungi mai mari. Poate sunt mai mari. Dacă sunt mai mici, pun mai, le fac și eu mai mici ca să corespundă la realității. A câte kilograme de? A câte? 2 kg. Ah, 2. Le fac mai mici. Mai mici chiar decât jumătate. Dar 3 pungi. Da. Fac 3. Fac 3, da. Una de 2 kg, alta tot de 2 kg. Dacă de asta am făcut așa, asta să fie măcar la jumătate. Așa, iată, 3 pungi de câte 2 kg, da? Uite că l-am făcut. Și 4 pungi, a câte 4 kg de pungi. 4 pungi, a câte 4 kg. E, un pic mai mari, nu? Cam dublu, dar nici cât alea de mari. Una, două, trei, patru pungi. A câte ai spus tu? 4 kg. 4 și se vede câți kilograme, da? Ca să nu mai spun prea mult. Bun. Câte kilograme de fructe a cumpărat gospodina? Foarte tare! Câte kilograme de fructe a cumpărat în total? Deci totalul interesează. Deci cum facem? Păi am făcut 5 plus 2 plus 4. Și nu le-am adus pe celelalte? Păi de ce nu? Trebuia să-și 5 plus 5. 10. Deci 5 plus 5 odată. Pentru mere, da? Da. Plus 2 plus 2 plus 2. 6. Deci plus 2, plus 2, plus 2. Și plus, iarăși, 4, plus 4, plus 4, plus 4, de câte ori? De 4 ori. De 4 ori. Și ai spus aici fac 10. Aici face, ai spus, 6. 10 plus 6. Și aici, cât o face oare? 4 plus 4 plus... 4 plus 4, 8. Plus 4... 12. Dar de ce? 12. Hai să fac o șmecherie. 4 și 4 fac 8. Ăsta la alte două fac iar și 8. Și 8 și 8, 16. Deodată. Deci în loc să zic 4 și iar la 8 încă 4 și încă 4. Deodată am făcut asta, da? Plus cât ai zis? 16. Și egal cu? 10 plus 6, 16. Plus 16. Deci vine 16 plus 16. Și egal cu? 6 și cu 6 la unități. 12. 6, 2, 2 și 1 țin minte. 1 și cu 1, 1 la 10, 20, cu încă 10, 30. O, domn profesor, dar știți ce șmecheră e? Ea spune că am făcut 5 plus 2 plus 4, care cât dă 11, da? Dar eu am circuit 10, că nu avea 11. Deci, am circuit până mai aproape. Am înțeles, dar nu. Deci așa trebuie făcut calculul și calculul te duce la numărul 32. Da? Și mai încă una? Andrei și Marius vor să construiască o mașină din piese Lego. Fiecare contribuie la realizarea mașinii cu câte 12 piese, rămându-le.
primului 13 piese, iar celuilor de-al doilea 17. Câte piese au avut la început cei doi? Deci, atenție! Andrei și cu? Și cu Marius. Și cu Marius. Au piese pentru construcția unei mașini, da? Și ce fac? Andrei. Și mașina din piese Lego. Fiecare contribuie la realizarea mașinii cu câte 12 piese rămân. Deci fiecare cu câte 12 piese, da? Piese. Îți fac tot 12 piese, da? Așa. Rămânându-le? Primului 13 piese, iar celui de-al doilea 17 piese. Fii atent că nu-i bine. Dacă fiecare contribuie cu 12 și rămân 13, nu-i bine. Nu citești bine, problemă. Da. Ia să vă. Citește. Andrei și Marius vor să construiască o mașină din piese Lego. Fiecare contribuie la realizarea mașinii cu câte 12 piese. Fiecare cu câte 12? Da. Rămânându-le primului 13 piese, iar celul de-al doilea 17 piese. Câte piese? Nu. Domn profesor, uitați-vă puțin. Noi ne spune cu câte, adică cu câte, fiecare pune 12. Dar lui mai rămân. Unui mai rămân 13 și noi 17. Deci, facem... El avea un număr de piese, mai da? Multe piese. Așa. Da. Și contribui 12-12 și mai rămân aici. Mai rămân. Deci mai rămân aici câte? 13? Da. Da. Și din facei mai rămân celui de-al doilea 17 piese. Da. Bun, am înțeles problema. Da. Bun. Și acum întrebarea care este? Câte piese au avut la început cei doi? Hai să-i tare. Acum e momentul greu. Deci trebuie să înțelegi că ei au avut mult mai multe piese, nu? Deși el a avut mai multe. După ce au dat 12, eu rămas 13. Oare cât a avut ăsta primul? Cât a avut ăsta dacă după ce au dat 12 din ele, rămas 13? Deci după ce au dat 12, rămân 13. Cât crezi că au avut la început? Foarte tare, bravo te-o. 25, că de aceea, din 25, dacă ai scăzut pe 12, au rămas 13. Da? Deci aici au fost, aici au rămas, au avut la primul, cine este? Andrei, egal cu 25 piese. Da? Dar Maria. 17. Așa, 17 plus 12, fi 9, 29. Deci 29 de piese a avut Mihai, da? În total, cei doi, acum le adunăm, 5. Luăm, nu facem, uite la mine cum facem. Lui 9, câte ar mai trebuie până la 10? Îi mai trebuie un 1. Îl iau din 5, aici a rămas 4. Și atunci 10 și cu 4, 14. Așa trebuie să faci, nu pe degete. Că pierzi timp. Deci, repede gândește. Lui 9 îi trebuie un 1 și facem 10. Și ai făcut aici 10 și cu 4. 14 și 4 și 1. 10 ce o păstrezi. Și 10 ce au dus din face. 20 cu 20 fac 40. Și cu 10 ce? 50. Răspuns corect? 54 de piese. Deci așa trebuie gândit. Eu am spus 51. Poate o greșit la calcul, eu știu. Dar unde sunt rezolvările? Pe foaia doamnei? Sau unde ai făcut rezolvările astea de a ajuns la rezultatul ăsta? Pe o ciornă, când nu poți să faci pe... Pe ciornă? Și tu pe ciornă ai făcut așa 12 plus 13 sau nu? Nu am făcut așa. Nu. Sau de unde ai avut rezultatul ăsta? L-ai pus așa la întâmplare? Nu! Dar cum ai făcut? Am făcut 12 plus 13 plus 17. 12 plus 13, 17, da. Deci vezi? Asta e meteagna. La școală nu îi obișnuiește să gândească corect o problemă în capul altul. Și dacă sunt niște numere, așa cum am văzut-o pe fița Casandra, bună, le adunăm, îi scădem, ne mulțim, ne împățim. Asta e mare. De aceea profundați să-i revoltat și pe tot timpul acasă. Voi, părinții, nu aveți tehnica în care să-i învățați,
ei copii, învățătorii care sunt acolo, sunt și niște oameni care n-au partea pedagogică și atunci, iată-l pe el agresat. Din partea voastră, de ce n-ai făcut așa, uite, pe astea aduși, nu știu ce, nu știu cum, el și spuneți, ce să aduși. Care-i povestea? De ce? N-am nicio logică. Da? Deci asta e revolta mea și de aceea sunt cel care mă aflu aici și fac treaba asta. Hai să ne oprim aici. La revedere, da, dragilor. Mulțumim frumos, domnul profesor Teodora. Să rămână și noapte bună! Mulțumesc, da. Și domnului profesor, a, așa că a spus, zis. Teodora. Da. Zi. Bine. Eu.